De ce stai cu spatele? Nu vreau să fii văzut. De ce? Nu vreau ca să mă văd la față. Nu vreau. Dar de ce, Mariana? Ai greșit cu ceva? Dacă el a făcut treaba asta, treaba lui. Dar te simți vinovată cu ceva? Eu de ce nu ieși în față? De greșit a greșit. Dar de ce nu ieși în față? De ce nu te întorci? De ce nu îl înfrunți? Nu. Așa, față în față, cum se spune, de la om la om, nu de la părinte la părinte. Să nu vadă vecini. Dar ai ceva să-ți reproșezi, Mariana? Te simți vinovată? Nu mă simt vinovată cu nimica, doamnă. Dar de ce ai plecat de acasă, Mariana? Din cauza lui mama lui am plecat de acasă, că mama lui tot timpul s-a băgat între noi doi. Da, păi, Mariana, de ce nu i-ai spus lui? Noi din cauza lui mama lui, noi n-am putut casă. De ce nu i-ai spus lui Dumitru, Dumitru, i-am zis, eu cu mama doamnă, ta nu mai pot sta? I-am zis, doamnă, i-am zis de atâtea ori, hai să luăm copiii, să plecăm în casă. I-am zis, doamnă, i-am zis de atâtea ori să luăm casă cu chirii, să plecăm copiii de acolo, că nu mai pot să mai rezist. Nu vrea să nu se lase casa lui. E adevărat, Dumitru? Da, e adevărat, dar... N-a vrut niciodată treaba asta, ca să facem. Dar, Mariana, când zice, ai plecat... Eu nu iubesc pe amândoi copiii, ba, îi iubesc. Mariana, dar când ai plecat, de ce nu i-ai spus și lui că vrei să pleci? De ce i-ai luat, practic, copiii fără să-i spui că sunt și copiii lui? Mă auzi, Mariana? Mă auziți? Da, noi te auzim. Eu te întrebam de ce ai luat copiii fără să-i spui. I-ai răpit, practic, și ai fugit cu ei. Fiindcă chiar dacă îi ziceam lui, el nu-mi dădea voie ca să plec copiii. Despre asta era vorba, despre plecare. I-am zis de atâtea ori că vreau copiii să plec. Dumneavoastră, unde sunteți acum, la tătaru? Da. Și e mai bine acolo la tătaru decât cu soțul dumneavoastră unde locuiați în casă? Că la tătaru acolo se sfârșește planeta. Da, e foarte bine, e mai bine. E bine. Dar să vedem la iarnă când s-o bloca... Aici, sunt și liniștit. Da, nu... Dumneavoastră, doamna Mariana, credeți că un iubit al dumneavoastră, un om străin, ar putea să vă iubească sau să vă crească fiul la fel de bine cum ar face-o propriului tată? Da, poate mai bine. Da, ce condiții are? Doamna Mariana, știți ce nu înțeleg eu? Poate mă lămuriți dumneavoastră. Ați plecat nu pentru că Dumitru bea, nu pentru că vă bătea, nu pentru că nu aducea bani în casă, nu pentru că se purta urât cu copiii. Ați plecat pentru că mama lui se băga între dumneavoastră și el și nu vă lăsa să trăiți liniștiți, da? Da. Și cum de-ați nimeri la alt bărbat, doamnă? Ăla n-are mama rea sau cum? De ce nu sunteți cu cei doi copii? Nu stau cu soacră, din păcate. Nu, dar cum de-ați nimeri la alt bărbat la 3 zile după ce ați plecat de acasă? Că eu înțeleg că ați plecat ca să nu vă mai vedeți soacra. Deci l-ați cunoscut în cele 3 zile în care ați stat la sora dumneavoastră? Da. Și în 3 zile v-a convins acest bărbat că merită să-l lăsați pe cel cu care aveți 2 copii? Pe tatăl copiilor, Mariana. Și că el vă va crește 2 copii care nu sunt ai lui. Da. Doamna Mariana. Tu ai crezut, Mariana? Tu ai crezut? Da, am crezut și cred în continuare. Mariana, dar cele 3 fete pe care tu le-ai abandonat, pe care le-ai lăsat la stat, cum stăm cu ele? De ce n-am crede noi că vei face asta și cu băiețelul, doamnă, tău? Dar ce ai făcut? Nu le-am abandonat eu. Alea au fost când am plecat, tot așa mi le-am luat cu mine, cum mi-am luat băieții. Și tata lor m-a bătut, mi-a luat fetele și când m-am dus la poliție și la primărie, mi-a zis să le las la tata lor. Ei le bătea, eu n-am mai putut să mai rezist casa asta și am plecat din țară. Și din urma mea, ei le-a luat la cămin. Stați un nu pic, de doamnă, la cum ea, adic- fetele au fost poliția date, v-a și spus să le lăsați la tată? Sau e vreo, sau e vreo hotărâre judecătorească? Sau e vreo hotărâre judecătorească? Nu. Nu, nu, nu. Doar de la poliție când m-a bătut și mi-a luat fetele, eu m-am dus la poliție și la primărie și mi s-a zis să le las, că-i tata lor, să le las la el. Am înțeles. Dacă și, dumneavoastră, de supărare ați plecat în Italia sau unde ați plecat?
Și nici nu le-ați mai căutat pe fete, după cum spune fostul dumneavoastră iubit. Că nu le-ați mai căutat deloc pe fete. Acum n-ați mai plecat decât până la Tătaru. Doamnele de la Tulcea, bine că n-am... N-am auzit ce ai spus, Mariana. Bine, când am fost eu acolo, când am putut, nu pot să mă duc să mi le văd și să plec să le las acolo. Da, Mariana, până una alta ai acum un băiețel și dacă cumva mâine iubitul tău îți va spune că nu vrea să-l crească, dacă îl dai și pe el la stat. Asta nu vrea să se întâmple, de asta a venit Dumitru aici la noi, să-și ia băiatul înapoi. Însă, nu. În acest moment, la telefon este chiar... Nu să dau niciodată de lângă mine și nici pe la lan. Deocamdată la telefon este chiar Elisabeta, mama soacră, cum ar fi, mama ta, Dumitru, da. Doamna Elisabeta Soare, bună da. Seara! Bună da. Seara! Doamna Elisabeta, înțeleg că dumneavoastră sunteți tot răul din relația asta și din cauza dumneavoastră a fugit femeia de acasă. Divină, că ei au plecat în Spania și mi-a dat copilul mie, de l-am crescut de la 5 luni. Păi Ionuț nici măcar nu știe pe maică-sa, de câte ori a fost bolnav, eu am fost la, cu el. De câte ori a fost băiatul rău, ea numai și numai deschidea ușa și îl băga pe ușă de asta. O seară n-a dormit cu el, ca să zic că a dormit, doar când am fost plecată la Galați, de m-a trimis în vizită la un cumnat, atât a dormit băiatul lângă ea. Restul băiatul a dormit la pieptul meu, doamna Mirela. Ăsta e băiețelul mare, nu? Nu, micu. Cel mic? Cel mic de 3 ani. Micu, da. Care este... Deci cel mic e crescut de dumneavoastră, înțeleg. Cel la pat, plec zi și noapte, că mă doare sufletul. Și pe cel mare cine l-a crescut? Pe cel mare cine l-a crescut? Tot eu l-am crescut, că tot ea a fost plecată. Ba una, ba alta, ea nu asta de copii. Chiar la 12 când se culca doamna Mirela, se culca... Nu vrea băiatul mare să se culce și îl bătea cu cureaua. Nu era cureaua, era vergeaua. Nu era vergeaua, era paleta de muști. Nu paleta era, nu ea. Și tot îl bătea pe băiat. Până când îi zicea băiatul, mami, promit că mă culc, nu mă mai bate, că mă urc, mă doare. Doamna Elisabeta, da. Dumneavoastră credeți că ea nu va fi în stare să aibă grijă de copilul da. Rămas da, la ea? Doamna Mirela, da. Pentru că ea, înainte de la luat pe băiatul meu, ea a fost la prostituție. Bun, i-ați reproșat toate aceste lucruri încât ați făcut-o să plece de acasă cu toți copiii? Niciodată nu i-am spus, doamna Mirela, eu. Niciodată, indiferent ce-mi făcea ea mie, de nu mi-am plăcea cum așeza sau ce astea, eu nu i-am reproșat. De cât a venit discuția, a fost de a dus băieții la grădiniță, după ce a dus băieții la grădiniță, a venit la 10 fără 10. Hai să bem cafeaua. Eu i-am spus, zic, dar unde ai stat până acum? Atât am reproșat eu în 7 ani de zile, doamna Mirela.